Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Dacă prima jumătate a lunii martie am dedicat-o celebrând femeia, am dedicat-o femeii, iată de această dată vorbim și despre bărbat, despre masculinitate, vorbim despre energia masculină, despre energia feminină, despre rolurile bărbatului, despre arhetipurile masculine, pornind de la o prezentare de carte pe care vă o recomandăm cu drag. Este vorba despre Eroul cu 1000 de chipuri, Călătoria eroului, autor Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald și pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii. Astăzi alături de noi este Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting, și aș începe discuția noastră de la ceea ce înseamnă în ziua de astăzi, în actualitate, în contemporanitate, în modernitate, ce înseamnă de fapt bărbatul și poate chiar în raport cu ceea ce înseamnă femeia. Hai să spunem, dincolo de niște măști sau de niște roluri sociale dinainte prestabilite. Bineînțeles că probabil vedem cu toții în jurul nostru prin vremurile pe care le trăim. Poate că femeia nu mai este ce era în urmă cu 50-60 de ani. S-a redescoperit, s-a reinventat, s-a regăsit, a evoluat foarte mult și s-a dezvoltat din punct de vedere personal și este un lucru foarte bun. Pe de altă parte, nici bărbatul nu mai este probabil cel care era în urmă cu 50, 60, 70 de ani. Probabil că și-a mai diversificat din niște roluri. Eu cred că există și un soi de polarizare a rolurilor și sociale, dar și a rolurilor, să le spunem, intime, din viața privată. Sunt femei care au preluat din rolurile și din sarcinile unui bărbat și asta vedem poate cel mai mult la nivel social, da, femei în funcții de conducere sau chiar femei, să spunem, conducând anumite afaceri, anumite business-uri, dar vedem, bineînțeles, și bărbați care se ocupă cu precădere și se implică foarte mult în creșterea și educarea copiilor, bineînțeles, acolo unde vorbim de relații funcționale. De asemenea, în gospodărie, în, eu știu, în bucătărie, de ce nu, să spunem și lucrul acesta, încep cumva să se intersecteze aceste roluri și fiecare, atât bărbatul cât și femeia, să preia cumva din aceste roluri. Bineînțeles că scara poate de valori s-a schimbat. Nu știu dacă s-a răsturnat cu totul, dar probabil că s-a schimbat pe aici, pe acolo. Lucrurile nu mai stau cum stăteau în urmă cu 100 de ani. Iată, putem vorbi despre mișcarea feministă, despre feminism, despre toate aceste lucruri. Dar ne întrebăm câteodată retoric, oare cu ce preț? Pentru că, nu știu, din păcate nu aș ști exact ce fel de conotații să dau acestei afirmații pozitive sau negative. Sunt, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, și multe familii monoparentale, sunt poate bărbați care cresc singuri copii, sunt femei care cresc singuri copii. Probabil că venim, zic eu, și cu un soi de traumă, apropo de inversarea de roluri sau de împrumutarea lor, intersectarea lor, și cu o traumă transgenerațională. Da? Probabil că, apropo de dezvoltare și de evoluție personală și spirituală și mai ales de educație, factorul educației este foarte important în toată această paradigmă, să-i spunem. Femei care poate vin și spun, eu nu vreau să mai trăiesc ceea ce a trăit, viața pe care a trăit-o mama sau bunica mea, da? Cu niște roluri foarte bine prestabilite, creșterea copiilor, educare, gospodărie, mâncare și sarcinile care, să spunem, că era în zona sau în apanajul femeilor în urmă cu 50, 60, 100 de ani. Iată că lucrurile acum s-au schimbat. Vedem, nu știu, o fi de bine, o fi de rău. Vedem și ce ne rezervă viitorul, pentru că nu putem să facem probabil foarte multe prospecțiuni. Aici studiile sunt cele care vin cu poate niște date statistice. Revenind la
Cartea despre care noi vorbim astăzi, Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de echipuri, traducerea în premieră în România, una dintre cărțile esențiale ale lui Joseph Campbell, este fără doar și poate, am putea spune, un eveniment cultural, un eveniment editorial deosebit de important, ce nu trebuie trecut cu vederea, de către cei care încă mai iubesc, să spunem, poveștile, miturile, Eroul cu 1000 de echipuri, o carte care a influențat generații întregi, fie că vorbim de, eu știu, scriitori, cineaști, artiști, muzicieni sau pur și simplu oameni aflați în căutarea unor răspunsuri importante legate de propria lor identitate, de ce nu de propria lor dezvoltare. Așadar, reîntorcându-ne, cum privim în ziua de astăzi bărbatul, legat de tot ceea ce am menționat puțin mai devreme, știu, este o meteahnă de-a mea, probabil că am deschis prea multe paranteze, așa, din dorința de a veni cu informații și cu explicații, cum se poziționează și cum se raportează, apropo de roluri, femeia și bărbatul în ziua de azi? Nu știu cum reușim noi doi să ajungem tot timpul în niște situații așa delicate în care simt că trebuie să fiu foarte atentă, să nu emit, nu știu, prejudecăți sau să nu judec sau să nu fac afirmații cu valoare de adevăr absolut, dar de fapt ele să fie propriile mele păreri. Care este raportul dintre bărbați și femei și ce înseamnă să fii bărbat, că cu asta ai început? Sunt niște teme care pot constitui în sine pasul de pornire a unei călătorii a eroului. Pentru că vorbim de mitul eroului, de călătoria eroului, de eroul cu 1000 de fețe. Acest erou cu 1000 de fețe poate fi masculin sau feminin, nu este o călătorie rezervată bărbaților. Sigur că multe mituri sunt populare și ne ajung la urechi, vorbesc despre un erou masculin, dar putem să înțelegem miturile respective și ca o dezvoltare a masculinului din interior. Poate fi vorba de masculinul dintr-o femeie și există și mituri care vorbesc explicit despre o călătorie a eroinei, despre dezvoltarea femininului în interiorul unei femei sau a unui bărbat. De exemplu, mitul Eros, mitul poveștii dintre Eros și Psihe, în care Psihe are de făcut o călătorie și aceasta e și o poveste care a ajuns la noi, în mitologia noastră, sub forma poveștii porcului. Nu știu, era foarte la modă pe vremea când eram eu mică. Povestea porcului a lui Ion Creangă. Răspunsul la aceste întrebări, ce este bărbatul, care e raportul dintre femei și bărbați, ne privește pe fiecare în parte, fiecare dintre noi am putea obține foarte multe beneficii dacă am porni în căutarea acestui răspuns. Așa, rămânând în sfera filozoficului, ca să nu lezăm pe nimeni, sigur că rolurile feminin și masculin, rolul femeii și rolul bărbatului în societate, în familie, sunt dependente de evoluția culturilor. În ultimii 50-60 de ani sau 70 de ani, de când și femeile au fost încadrate în câmpul muncii și nu au mai stat acasă să crească copii, rolurile s-au schimbat foarte rapid în familie și în societate. Sigur că aceste schimbări sociale nu atrag neapărat după ele și schimbări în plan psihologic. Dar acum să vorbim mai mult despre schimbările sociale, pentru că ele pot fi enunțate la modul mai general. Ceea ce se întâmplă în prezent este că bărbații, mulți dintre ei suferă de o criză de identitate pentru că nu mai înțeleg exact ce este specific lor, ce este bărbătesc până la urmă, din moment ce femeile pot face de toate
În același timp, în relații, femeile, tocmai pentru că psihologic nu ne transformăm la fel de repede cum se transformă societatea, așteaptă de la bărbați foarte multă susținere pe toate planurile, ca în trecut. Să întrețină familia, să susțină emoțional, să le facă pe toate. Și este o situație delicată, cred. E un moment dificil pentru bărbați acum, pentru că li se cere mult din partea femeilor, din partea societății, din partea joburilor, din partea copiilor și nu știu cât de mult li se oferă. Zii tu, că tu știi din propria ta poziție cumva. Ce este bărbatul este de altfel o întrebare. Ce înseamnă să fii bărbat? E o întrebare pe care mulți cercetători sau psihologi o adresează bărbaților în studiile pe care le fac și copiilor și este interesant de văzut și interesant și pentru cei care urmăresc această filmare să-și pună această întrebare și să vadă ce răspund. Ce înseamnă să fii bărbat? Că ai barbă, de exemplu, răspund unii copii, că ești puternic, unii se blochează la această întrebare. Nu există un răspuns predefinit. Fiecare dintre bărbați și, de ce nu, și dintre femei ar trebui să afle ce înseamnă pentru el sau ce înseamnă pentru ea să fie bărbat. Și există o legătură strânsă între răspunsul la întrebare și cunoașterea de sine, cunoașterea propriei personalități, propriului psihic și și cumva explorarea propriului inconștient. Pentru că abia în urma unei astfel de călătorii de autocunoaștere, cum este călătoria eroului, poți afla cu adevărat ce fel de om ești, ce fel de persoană, ce fel de bărbat, ce fel de partener, ce fel de tată și care este misiunea ta în societate, ce este ceea ce îți hrănește sufletul. Pentru că nu suntem toți la fel. Venind și noi români, venind și dintr-o perioadă destul de lungă de comunism, în care lucrurile erau foarte clar delimitate, alb-negru, toți oamenii, bărbați, femei, erau îmbrăcați la fel, uniformizați. Nu știu dacă ai fost atent sau dacă lumea a observat că sculpturile din perioada comunistă, nu doar la noi, în toate țările comuniste, sculpturile care reprezintă femei sunt, nu știu, la noi, cred că la Iași am văzut câteva, dar am văzut clar una la Kiev în Ucraina, care m-a impresionat într-un mod pe care nu pot să-l definesc ca fiind bun sau rău, dar în orice caz femeia era foarte forțoasă și avea și o sabie. Nu mi-am dat seama din prima că era femeie. Mi-au spus colegii mei din Kiev că e vorba de o femeie. Deci era cumva tendința de a atribui niște abilități, nu știu, abilități, capacități masculine acelei femei. Nu aș vedea o neapărat așa, că avem cu toții abilități masculine și feminine, ci mai mult ca un fel de uniformizare și nediferențiere. Adică nu era foarte evident despre ce este vorba, ce ființă este aceea, dacă e un bărbat sau dacă este o femeie. Cumva era, bărbatul și femeia erau așa, o entitate din sistemul comunist, nu se diferențiau. Amândoi mergeau la muncă, mergeau în schimburi, făceau muncă voluntară, să deau pomi, adunau gunoiul, cot la cot, tovarăși și așa mai departe. Adică, cumva, noi venim pe fondul unor culturi destul de arhaice, dinainte de primul război mondial, cel puțin, când majoritatea femeilor și bărbaților trăiau în mediul rural, după care a venit acest comunism destul de repede și ne-a explicat cum stau lucrurile, ce ar trebui să fie femeia, ce ar trebui să fie bărbatul. Relațiile dintre bărbați și femei au fost foarte mult afectate de lipsa de libertate sexuală, cumva, de absența opțiunilor de a face copii sau de a nu face copii și suntem destul de neștiutori sau neinițiați în ceea ce înseamnă să fii femeie sau să fii bărbat.
Și revenind la carte, noi nu putem ști a priori ce fel de bărbat sau femeie suntem, iar aceste călătorii pe care le facem de autocunoaștere, experiența vieții, în fond, e o serie de astfel de călătorii, doar că dacă nu suntem conștienți că ne aflăm într-o călătorie, este posibil să pierdem, să nu ne alegem cu nimic, să nu înțelegem nimic din ceea ce ni s-a întâmplat. Dar avem nevoie și să fim inițiați. Și cultura noastră din prezent duce o mare, mare lipsă de ritualuri de inițiere și pentru bărbați și pentru femei. Și în același timp nevoia de a fi inițiați există în psihicul nostru, nevoia de inițiere. Și atunci oamenii caută tot felul de pseudo-inițieri cumva, în moduri care poate nu sunt foarte sănătoase sau nu sunt neapărat constructive. Dar nu am un răspuns și nu știu cine ar putea să îndrăznească să pretindă că are un răspuns la întrebarea ce este bărbatul. Iar relațiile dintre femei și bărbați depind 100% de gradul de înțelegere a fiecăruia dintre parteneri al propriei psihologii. Cu cât ne cunoaștem mai bine nevoile, tipologia, stilul de atașament, care e foarte important și despre care se vorbește foarte mult în prezent, cu cât știm mai multe despre noi, putem să fim parteneri mai buni pentru celălalt. Cu Apropo cât de știm mai tipologie. puțin, cu atât suntem parteneri mai dificili și relațiile funcționează mai greu. Corect. Apropo de tipologii, au un rol important modelele parentale? Și aici aș vorbi în egală măsură. Probabil că un răspuns ar putea să constea în faptul că cum ar trebui să fie o femeie, ne punem această întrebare, sau cum ar trebui să fie un bărbat. Și atunci, automat, ne raportăm și la niște modele văzute în copilărie. Da? Dacă băiețelul a văzut un model de tată grijuliu, cu care a petrecut timp, cu care, nu știu, s-a jucat, s-a distrat, cu care a desfășurat diverse activități, unde a văzut la acel părinte, la acel tată și compasiune, deși nu știam noi de aceste cuvinte în urmă cu 40-50 de ani. A văzut și puțină empatie, a văzut și afecțiune și cumva lucrurile astea nu le-a văzut doar în raportul dintre tată și fiu, probabil că le-a văzut și în modul de manifestare al relației mamă-tată, respectiv soț-soție. Un tată care, să spunem, era foarte respectuos, foarte amabil, foarte grijuliu, își ajuta soția, da, mama copilului. Probabil că el, firesc, își dorește, să spunem, să perpetueze astfel de tipare funcționale, cum spuneai tu, pentru a avea niște relații ca adult, chiar în relațiile de cuplu, în parteneriatele de cuplu, niște relații armonioase. Bineînțeles că la același lucru e valabil și ce fel de model a văzut fetița la mamă. Dacă a văzut probabil un model în care tot așa, mama era grijulie, respectuoasă, afectuoasă cu soțul, dar își vorbeau frumos. E un model, în momentul în care bărbatul, dacă venea acasă și, nu știu, dau un exemplu, femeia începea să îi reproșeze și cu critici și așa mai departe, sau invers se întâmpla, el să îi reproșeze el sau să fie o persoană ușor mai violentă, da, dacă vorbim de violența domestică, da, violență care se răsfrângea și asupra copiilor, din păcate, și asupra soției. Da, nu știu, certuri, discuții, tensiuni, reproșuri. Are tendința de a perpetua și atunci probabil că modelul bun, da, fiind perpetuat, ăla duce, să spunem, la o relație armonioasă și echilibrată. Modelul rău, avem tendința de a-l evita, deși se spune că mergem ori pe model, ori pe antimodel. Da? Ne alegem inconștient partenerii de cuplu, fără să ne dăm seama, pot să aleg ca viitor soț modelul mamei,
deși modelul mamei nu a fost unul foarte ok, da? Și practic să văd în femeia de lângă mine cam ceea ce s-a întâmplat, relația pe care am avut-o și cu mama mea. Și invers, ca tânără fată, tânără femeie care ajunge să-și întemeieze o familie, poate inconștient alege pe modelul tatălui, care, repet, nu a fost un model demn de urmat, să spunem. Sigur că experiența pe care o avem cu mediul în care ne dezvoltăm ne șlefuiește anumite așteptări și anumite viziune despre lume și cumva înțelegem că viața este așa cum vedem la noi în casă. Și căutăm după aceea să experimentăm ceva familiar, inclusiv în viața noastră de adulți. Dar acum vorbim de alegeri inconștiente. Chiar și dacă un copil, băiat sau fată, a trăit într-o familie în care relațiile erau armonioase între părinți și modelele sunt pozitive, chiar și acești copii sunt datori să urmeze propriile lor călătorii eroice pentru a afla cine sunt și mai ales care este raportul lor cu femininul și cu masculinul interior. Pentru că e posibil ca părinții noștri să aibă o relație foarte bună și ei să se potrivească și să le meargă bine împreună, dar noi, copiii, să fim foarte diferiți de părinții Absolut, noștri. Sigur. Și să dorim să experimentăm un parteneriat de cuplu în alt mod. În ce alt mod? Trebuie să aflăm răspunsul la această întrebare și nu poate nimeni să ne spună exact cum să facem acest lucru. Trebuie să pornim în căutarea de sine, în căutarea identității noastre și a zonei noastre autentice. Și acest lucru are loc printr-o astfel de călătorie, cumva, rupându-ne de confortul de acasă, rupându-ne de confortul în general din cotidian și alegând să ne confruntăm cu necunoscutul din noi și să vedem ce putem descoperi în interior. Pentru bărbați, în schimb, vreau să spun, există o provocare importantă și anume aceea de a se desprinde din relația cu mamele lor. În multe mitologii întâlnim această tematică cumva în care personaj masculin a fost supus unei vrăji de către o vrăjitoare și ei nu poate ieși de sub această vrajă și nu poate avea relații, de exemplu, cu alte femei pentru că ori a fost transformat într-un broscoi, ori în nu știu ce, vârcolac sau bestie, sau a fost închis sau i-au fost puse anumite limite. E o imagine simbolică a unei relații nepotrivite dintre mamă și fiu, să zicem, și această realitate există în foarte multe familii. În foarte, foarte multe familii există legături între mame și fii care nu le permit fiilor, sigur, inconștiente, că nicio mamă nu vrea să-și răul copilului, exact. Dar există legături care îi împiedică pe ei să se transforme din băieți în bărbați. Și este o provocare pe care orice copil de sex masculin o are de făcut pentru a deveni bărbat, separarea de mamă. Și cu cât mama ține mai strâns de această legătură, cu atât separarea devine mai dificilă și nu se poate face decât brutal. Cum îmi place mie să spun, apropo de codependență, ruperea acelui cordon ombilical emoțional. Da, și mamele trebuie să colaboreze și ele, dar nu o fac, din câte știu eu, din experiența practică. Mamele nu sunt deloc dispuse să colaboreze la separarea de băieților când e cazul, când aceștia ajung la pubertate și ar trebui să plece în călătoria eroică. Încă o dată, călătoria nu înseamnă neapărat să pleci efectiv, nu știu, în Asia. Poți să o faci și asta, dar e vorba de un proces interior, mai ales, un proces psihologic. Nu este o călătorie geografică, da? Nu știu, dacă plec, cum ai spus tu, în Asia, dacă mă duc în India, într-un retreat, sau dacă mă duc în Amazon, sau dacă mă duc în Siberia,
automat mă vin de acolo schimbat. Da, sunt, te pot influența niște lucruri și poți să vii schimbat. De fapt, aici, într-adevăr, cum spuneai tu, și ca sfat pe care îl putem oferi bărbaților sau celor care se întreabă măcar, că poate sunt mulți care nu se întreabă, a celor care se întreabă, de fapt, cum este un bărbat adevărat? Ce așteptări are o femeie de la un bărbat? Pot eu, prin felul în care sunt, să îndeplinesc anumite roluri sau să îndeplinesc anumite nevoi și așteptări pe care femeia în parteneriat, în cuplu, le are de la un bărbat? Și cred că totul începe, de fapt, această călătorie a erorului trebuie, începe, de fapt, cel puțin din punctul meu de vedere, cu un soi de conștientizare. Da? Ieșirea din zona aceea de care spuneai tu, ieșirea din zona de confort, da? De comoditate și alegerea procesului schimbării prin primul pas, primul demers, și anume conștientizarea. Îmi doresc într-adevăr să mă cunosc suficient de bine? Această călătorie interioară, să o numim, îmi poate oferi răspunsurile la întrebările pe care eu mi le pun în calitate de bărbat. Cine sunt eu ca bărbat? Bun, cine sunt eu ca om, dar cine sunt eu ca bărbat? Cine sunt eu ca bărbat în raport cu femeia? Sigur, asta am spus și la început. Nu există un răspuns care să fie potrivit pentru toată lumea. Aceste răspunsuri trebuie să le găsim fiecare dintre noi și la întrebarea ce dorește femeia de la bărbat sau pot eu să îi răspund nevoilor unei femei, răspunsurile sigur că și ele variază, pentru că nu orice bărbat poate să fie un partener potrivit pentru orice femeie și nici invers. Iar în ceea ce privește tipologiile și identitățile, cu cât suntem mai autentici, cu cât suntem mai aproape de esența noastră, fiecare dintre noi, cu atât suntem și mai aproape de a ne găsi un partener potrivit. Nu toți bărbații au menirea de a merge la război sau de a fi directori sau de a, nu știu, tăia lemne în pădure. Există și foarte mulți bărbați care sunt foarte pașnici, care sunt artiști, de exemplu, și creează și au nevoie de un anumit tip de parteneră și partenera lor are nevoie de acest tip de masculin, de acest artist, să zicem, în viața ei, sau, nu știu, vindecător, sau, habar n-am, sunt foarte multe moduri de a exista în lume și de a te aduce pe tine către lume într-un mod pozitiv, ca bărbat și ca femeie, bineînțeles, dar mai ales ca bărbat. Și din păcate băieții nu au aceste repere cumva în cultură, pentru că nu se valorizează modelul de bărbat artist, de exemplu, sau de bărbat, nu știu, ecologist, nu știu cum să zic, cum să-l numesc, mai contemplativ. Se valorizează foarte mult modelul de bărbat de succes, succesul definit fiind prin valori materiale, prin bani, follower, am spus și prin bani în mare. Și am fost foarte tristă să constat că băieții, de exemplu, din clasele 1-4, la întrebarea ce vrei să fii când vei fi mare, majoritatea răspund că vor să fie celebri. Și au fost și câțiva care au zis că vor să fie soți. Uite, asta da răspuns interesant. Care din da, ele? Pentru că mă gândesc că asta promovează și societatea și mass media, da? Vreau să fiu și este greu. Celebru, este să fiu este greu să-ți găsești locul ca bărbat dacă felul tău autentic nu este de persoană competitivă, de războinic, de om de succes. Și foarte mulți oameni, foarte mulți băieței nu sunt născuți ca să fie puternici sau competitivi. Avem aici un vizitator. Deci, este totuși, după părerea mea, subiectivă. Nu spun un adevăr general.
mai greu pentru băieți și pentru bărbați să-și găsească identitatea și să-și găsească locul în societatea de astăzi decât pentru femei, care au mult mai multe modele la dispoziție cu care să se identifice sau după care să se orienteze, să experimenteze, să vadă dacă li se potrivesc. Poți să fii și femeie de succes, dar poți să nici nu fii și e ok, adică Da, exact, e societatea te foarte acceptă. ok, da. Sau ar trebui să Și fie ok. poți să fii mamă sau să nu fii mamă și nu se supără nimeni. Cumva femeile au o libertate de manifestare în lume astăzi, cred eu, mai mare decât o au bărbații, băieții, în sensul autentic, vreau să spun, de a fi ele însele. Și, în plus, fetițele beneficiază de mult mai mult suport emoțional în educație, în creșterea lor, decât băieții. Mă gândeam, apropo de răspunsurile pe care le-ai primit tu, mă gândeam cum ar fi fost să primești din partea unui băiețel, sau poate doi, nu știu, răspunsuri gen, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus mai devreme, ce ai vrea tu să te faci sau să fii sau să devii când o să fii mare. Și două răspunsuri. Unul să zică, aș vrea să fiu un soț bun și iubitor, de asta mi-a și plăcut foarte mult răspunsul acesta. Care, repet, este foarte interesant. Adică, uite, de fapt, asta e o adevărată valoare, nu neapărat să fiu celebru. Sau un alt răspuns, aș vrea să fiu psiholog sau coach sau trainer sau, vorba ta, artist, nu știu, actor, poet, muzician. Dar, cu siguranță, e în funcție de ceea ce ne imprimă, ne inoculează societatea. Și bineînțeles că și părinții noștri trăind în această societate mai primim repere și de la ei. Acum cât de bune sau mai puțin bune sunt aceste repere, viitorul e cel care ne rezervă. Dar avem cu toții reperele de care avem nevoie în interiorul nostru. Și cartea lui Campbell le descrie foarte în detaliu pe toate. Cumva, ceea ce avem nevoie ca să ne cunoaștem și să devenim noi înșine se află deja în interiorul nostru. E important să avem încredere în propriile noastre resurse și să ne căutăm mentorii și în interiorul nostru și în afara noastră. Și în acest fel, cumva, se compensează absența modelelor sau absența sprijinului din exterior. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre călătoria eroului, despre eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. A fost alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeută jungian, instructor Aware Parenting. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase pe care ni le-a adus și cumva ridicând, bineînțeles, și pentru dumneavoastră, dragi cititori, la fileu, să spunem așa, aceste întrebări, să ne punem aceste întrebări în postura de femeie, cum este o femeie, cine sunt eu, sau în postura de bărbat, cum ar trebui, cine sunt eu ca bărbat, sau cum ar trebui eu să devin bărbat, ce fel de roluri ar trebui să îndeplinesc. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. Mulțumim din suflet, Iulia Feordeanu. Mulțumesc și eu.